Salutare prieteni! Astăzi o să vă prezint principala diferență între un alimentator IMAX B6 și un IMAX B6 AC Dacă luăm să le analizăm amândouă au în principiu aceleași conectori da? Conectarea alimentară între 11 și 18V ieșirea Conectorii de la 2S la 6S. Același lucru. Intrare între 11 și 18V. Ieșire 2 până la 6S. Da? Diferența este că acesta mai are și un, 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 un conector pentru price de rețea 220. Diferența Major între cele două alimentatoare este constă în faptul că acesta are și un alimentator, un transformator intern, AC, alternativ curent, la cele două caractere de la asta vine, de la curent alternativ, adică se poate conecta direct la curent alternativ. Da? Se conectează direct la priză sau cu ajutorul unui conector de 5 mm, 5,5 dacă ținem de bine, și cu doi conectori crocodil se pot conecta la uh, o altă sursă de curent, cum ar fi o baterie lipo, o baterie plumbacid sau orice alt tip de baterie. avantajul acestor alimentatoare constă în faptul că se pot folosi oriunde le putem conecta la mașină. Putem să le conectăm și în casă pe acestea. Acestea însă necesită un alimentator cu o ieșire între 11-18 V gen alimentatoare de laptop însă dacă faceți o analiză a diferenței de preț Uh, nu prea se merită să luați unul de ăsta, pentru că vă trebuie un alimentator de calitate. Un alimentator de calitate costă de regulă aproape de 100 de lei sau peste 100 de lei. Uh, dacă luați din acelea pentru LED-uri RGB, o să luați o țeapă cum am luat și eu. Am luat alimentatoare de, imediat vi arăt, 6 amperi. uitați, alimentator de 6 amperi. Deci pe 6 amperi Și nu poate fi folosit Pentru încărcarea bateriilor 3S Deci 12,6 amperi încărcare Full Nu pot fi folosit mai mult de 1,5 amperi Pentru că se încing foarte tare Încep să scoată niște sunete Niște țiuituri așa Care reflectă Supra solicitarea lor. Se încing foarte tare, risc, există riscul de a se arde sau, domne ferește, de a provoca un incendiu. Deci, cele mai uzuale, acestea ar fi, de punctul meu de vedere. Ar acoperi orice gamă de uh, baterii, pentru că are așa, lipobat, uh, plumb plumbacid, da? nichel noi, MH, am zis lipo și avem așa lipo. Uh, pardon, lui LiO lui IO, adică litiuni, și lui HV. Da? Deci avem patru uh, tipuri de baterii de tip litiu și nickel. MH, nichel cadmiu și plumb acid. Deci încă trei variante. Deci acoperă 7 uh, variante de baterii, 7 tehnologii. Deci putem încărca aproape orice tip de acumulator. Cam atât am avut să vă spun. Spor la treabă!